Iată ce mai aduce Ioan Botezătorul ca argument de încheiere la Evanghelia Pocăinței. Să nu credeți că vei spune, să nu credeți că veți spune, părinte, avem pe Avram. Deci gata, s-a terminat tăierea împrejur. Chiar Ioan Botezătorul o spune. O va spune Ștefan și va fi omorât cu pietre. De data aceasta, Dumnezeu poate să ridice pe fiii lui Avram, spune atât de mare este taina lui Hristos în lume, și din pietre. Aici termenul de pietre poate fi folosit ca stânci, ca bolovani, că poate Dumnezeu să facă oameni, cum a făcut materia din nimic, dar și ca bolovani din ăștia raționali, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și îi poți transforma în oameni credincioși. Și slavă lui Dumnezeu, unii se îndreaptă, unii se înstrâmbă, unii iar se îndreaptă, unii iar se înstrâmbă. În final, ținta este să murim în picioare, să nu murim în păcat. Iată ultima sentință a Evangheliei Pocăinței lui Ioan, care de fapt pune și pecetea la tot ce se vorbește în Sfintele Scripturi. Securea stă la rădăcina pomilor, noi fiind considerați, după învățătura lui Hristos, omul bun se cunoaște după ce scoate din vestirea inimii sale bune sau rele, dacă e rău scoate pe cele rele, pomul se cunoaște după roade și omul după fapte. Deci aici, când vorbește de rădăcina pomilor, vorbește de tot bagajul sentimental și spiritual pe care noi l-am acumulat împreună cu Dumnezeu sau lucrăm la el împreună cu Dumnezeu. Vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai drept, vreau să fiu mai milostiv, vreau să fiu mai serios, vreau să fiu mai înțelegător, vreau să fiu mai omenos. Etică. Pomul care n-aduce roadă bună se taie și se aruncă în foc. Deci iată, din nou vorbim de focul veșnic și de Apocalipsă. Și aici începe, de fapt, esența cu care eu am început predica, de aia vreau să închei așa. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, deci Hristos a făcut pocăință pentru păcatele întregii lumi și a avut nevoie de botezul pocăinței ca să se integreze în lege, nu s-o strice, ci s-o desăvârșească, dar acum vine după mine cel mai puternic decât mine și mai avem o explicațiune de genul acesta, tot în una din Evanghelii, la Luca, unde spune, mie mi-este să scad, să mă micșorez, ca el să crească. Misiunea lui Ioan Botezătorul să termină în temnița Sevastiei cu capul tăiat de Irod la îndemnul a două destrăbălate, Irodiada și Salomea, pentru dans, beție și promisiuni false, că era un rege nechipzuit, Irod, cel de-al treilea, fiul lui Irod cel Mare, și vorbim mai departe de Hristos care începe misiunea și convertirea și vine și vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și aici la botez aș puncta doar în fuga atletului, că vorbim de trecerea prin Marea Roșie, formă de botez, potopul, formă de botez, tăierea împrejur, formă de botez, botezul pocăinței a lui Ioan, formă de botez al legii celei vechi, apoi vine botezul cu Duh Sfânt și cu foc, cel pe care îl facem noi astăzi în clistelniță, în numele Sfintei Treimi, vine botezul cu sânge, mucenicia Siriei de astăzi. Puteți aprinde câte o lumânare și face câte o colivă, că nu știți cine are treceri la Dumnezeu de acolo și ne ajută și pe noi. Vorbim de botezul lacrimilor, dacă or mai fi existând pe fața pământului, lacrimi de pocăință și nu de orgoliu și mândrie. Vorbim apoi de botezul focului, Apocalipsa cea mare, când va fi chemarea popoarelor la judecată pe norii cerului, și aș spune că poate ultimul botez este arătarea în slava lui Dumnezeu, când vom fi toți ca îngerii, unde nu sunt soară și nu sunt mărite. De aceea spune, acesta vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și mai face o apreciere frumoasă, lopata este în mâna lui și el va curăți aria. Grâul se dă la jitniță și pleava o va arde la foc nestins. Aici voi face o afirmație pe care am întâlnit-o zilele astea într-o discuție cu un teolog. Când mă refer teolog, mă refer la un om cititor al Scripturii,
care a încercat să-mi puncteze un lucru, i-am înțeles ironia, dar nu n-a înțeles el Evanghelia. Mi-a zis, părinte, nu credeți că azi foarte multe boabe de grâu pe dedesubt sunt neghine? Și de fapt fiecare își păstrează înfățișarea grâului și în interior este neghină? Nu cred lucrul ăsta. Știți de ce nu cred acest lucru? Pentru că atunci când stăpânul a semănat grâu și satana a semănat noaptea un om străin, spune zâzanile sau neghinele, Mântuitorul a spus așa, vă rog până la vremea secerișului să nu rupem neghinele ca să nu vă tămăm spicele de grâu. Lăsați-le să se coacă dinpreună până la vremea secerișului. Ca la seceriș să legăm snopii de neghină și să-i dăm la foc, iar spicele de grâu să le legăm în snop și să le ducem la arie. Și o să vă întrebați de ce v-am explicat lucrul ăsta. Dumnezeu este singurul agricultor, agronom al întregii creației și planetei și mai ales a zidirii raționale, omul, care este și centrul lui de greutate, că i-a dat chipul și asemănarea lui, care a spus așa, de-a lungul vremii de pocăință, cealaltă vreme a vieții noastre în pace la Domnul să cerem, sfârșit bun creștinesc vieții noastre la Domnul să cerem, răspuns bun la înfricoșata judecată la Domnul să cerem. Pe parcursul acestei etape, dintre viața extrauterină, după ce ai ieșit din pântecele mamei și până intri în taina mormântului, în euharistia materiei, pentru că noi ne transformăm, ne descompunem, se hrănesc alții din noi, își iau trup, viață, greu și liturgia merge mai departe. Noi intrăm în liturgia neamurilor, intrăm în liturgia cosmică, intrăm în liturgia chimică a cosmosului, în liturgia focului, în liturgia apei, în tot. Noi ne descompunem, nu rămânem noi în pământ. Bobul de greu, dacă nu putrezește, n-aduce roadă și nu dă sămânță, se spune. 60-190. Ei, ce trebuie să învățăm? Că pe parcursul acestei perioade, o spune Eclesiastul, nu poți spune răului rău și bunului bun. Pentru că cel bun poate să se facă rău și cel rău poate să se facă bun. Și atunci, în vremea aceasta a neghinelor, că noi spunem, vai ce rău e pe pământ. Da, aceasta este vremea neghinelor. Este vremea coacerii. Și dacă vă aduceți aminte, tot Hristos a punctat în Evanghelie sub o formă mult mai înaltă și esențială. Rugați-vă ca Domnul să dea secerători la vremea secerișului. Vedeți ce interesant? Adică să fie povățuitor, secerișul este mult și secerătorii sunt puțini. Adică este atâta nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, este atâta nevoie de preoți, este atâta nevoie de credință, de scriptură, de Biblie, de liturghie și de pocăință, încât dacă nu suntem atenți, toate ogoarele până la Apocalipsă pot să fie cu neghină, fiindcă se mulțește mult mai repede și sămânța e foarte mică. Iar bobul de grâu se nădușă. Spune că a căzut în burieni și în spini și s-a uscat. A căzut pe loc petros și n-a încolțit, s-a vestejit. A căzut în drum și au mâncat tot ciorile, adică dracii direct când te freacă cu patimile, cum vor ei. Și după aceea spune că abia o parte a căzut în pământ bun și a adus roadă multă. Ei, noi trebuie să luptăm în această vreme a neghinelor, ca neghina să nu tăvale grâul, să nu-l domine, să nu-l împânzească, să rămână mai mult grâu decât neghină. Ei, între timp, și din neghine se poate face grâu, că ascultând cuvântul lui Dumnezeu, găsim la Evanghelia lui Ioan, morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Și că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Ăștia suntem noi, morții lumii de astăzi, morți sufletește. Dar și la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, când va suna Apocalipsa, toți într-o clipeală de ochi vor învia din morminte și vor fi la judecată. Deci aia este cea de-a doua glăsuire, dar care este pentru lumea celor de dincolo, care nu mai au dreptul la pocăință, ci au pierdut timpul pocăinței odată cu ieșirea din viața lor. Deci noi să ne rugăm aici, cum spune, la final, aici ai ținta, ca cel ce stă cu lopata în mână, Hristos,
când va curăți aria sa, să facem parte din grâu din jitniță, să nu fim pleava de la foc nestins. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Că el se leagă perfect, el se leagă perfect cu ultimul verset. Acesta este fiul meu iubit, întru care am binevoit pe el să-l ascultați. Deci cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine. Deci de aceea prima țintă cu care noi trebuie să ne legitimăm în fața lui Dumnezeu nu este orgoliu, ambiția, polemica, dușmania, dezbinarea, ura, răutatea și așa mai departe, că nu sunt roadele Duhului Sfânt, ci trebuie să intrăm exact pe ceea ce cere Duhul Sfânt. Pacea, liniștea, bucuria și îndelunga răbdarea. Și spune, vă arăt o cale care le întrece pe toate. Dragostea! Poți să știi și limbile pământului, poți să cunoști și toate taile, poți să învii și morții și minuni de ai face, făcut o mamaramă răsunătoare și chimval răsunător, dacă n-am dragoste, nimic nu-mi folosește. Deci prima țintă care ne duce la Dumnezeu spre pocăință este dragostea de poruncile sfinte, dragostea de Dumnezeu în mod adevărat, nu prefăcut sau, să zicem așa, superficial, dragostea față de semeni, dragostea față de cuvântul lui Dumnezeu și dragostea față de porunci. Acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Eu și Tatăl meu venim la El și ne facem locaș și El intru noi și noi cu El. Deci cam asta este ținta bobotezei de astăzi. Deci ținta este sfințirea apelor, pentru că s-a murdărit de păcatele lumii, de aia se strică, se împuțește, se alterează, se bâhlește și nu o putem consuma, și de aceea țineți ani de zile aghiazma în casă, în sticluțe, în cămară sau la locul de cinste și peste 10 ani și 7 ani și 9 ani și 15 ani o găsiți nestricată, fiindcă este curățită de păcat. În ea nu mai există formă de păcat material. Ea a primit puterea tainei sfințitoare, pnehmatizarea, așa cum o are și trupul Sfântului care are harisma de a te atinge tu de el și de a te face sănătos. De aia gheazma te curăță, te sfințește, te vindecă și te apără de duhuri necurate, de duhuri rele. Și poate v-ați uitat vreodată pe la taina botezului, nu o văd pe aici, pe undeva o fi pusă. Vedeți că arată un fel de drac cum merge pe un pește în apă. Ăla-i Satana care a legat cu zapis pe om la căderea din rai și îl ține legat până ce Hristos vine să-l răscumpere cu sângele lui dumnezeesc la jertfa crucii. Afară de cruce nu există mântuire, afară de înviere nu există mântuire, afară de Evanghelie nu există mântuire, afară de Maica Domnului nu există mântuire, afară de cele 7 taine nu există mântuire, afară de cinzecime nu există mântuire. Avem de păzit trei elemente fundamentale. Treimea cea de o ființă și nedespărțită, învățătura sinodală a celor 7 sinoade ecumenice și învățătura celor 7 taine ale bisericii. Amin și Doamne ajută!